Avem un drum blocat aici, în spatele mallului Galeria. Căile de acces pe terenul. Cine să blocheze? Patronul de la mallul Galeria. E? Simplu, a turnat beton. A înălțat un gar frumos aici, de vreo 2 metri, gros de o jumătate de metru, cu structură armată. Poftim? Păi, e făcut de vreo 3 luni. Da, v-am mai chemat de vreo 2 ori. Ba, e situație de urgență, că eu nu pot să intru aici la terenul și să nu se rezolvă nimic. Aici e drumul. Aici, calea de acces a noastră. Aici este semnătura proprietarului de la galerie, care a fost primul proprietar. Că și-a însușit drumul de 6 metri. Aici avem o declarație notarială, prin care recunoaște drumul. Primul proprietar. Da, primul cel proprietar. Care a cumpărat terenul, da, și a construit, da, molul. Acum, cel care a cumpărat, șeful de la Eurosting, da, a binevoit și ne-a închis calea de acces. Așa. A venit poliția, a spus să nu mai ridice nimic, să asisteze că noi avem dreptate, dacă noi cu dreptatea murim. Da, din exploatarea lui, am culturi acolo, am spații, nu pot să intru cu un utilaj. Am folosit muncă manuală ca să pot să-mi prelucrez terenul. În loc să folosesc utilaje agricole, să mă ușureze munca, plus că am aruncat o grămadă de material săditor. Judecătoria este chiriaș la el și își rezervă 2 minute și coboară în sala de judecată. Și acolo la el e evidența populației, la el e judecătoria și nu avem nicio șansă. Nu ia pe șansă. Nu răspunde. Utilaj cum se intre? Uite că tăi de adânc. Îmi pare rău că nu ia apă pentru adăpat acum. Da, dar ce este aici? Canal de irigat. Pe ăsta vine apa are din gât, din canalul principal și din ăsta irigăm noi. Din punct de vedere legal, singura soluție în momentul de față este instanța, dar, vedeți, este, acum discutăm mai mult uman. Instanța e cea care trebuie să dea acceptul de a se circula pe acolo, dar instanța funcționează chiar acolo, în Galeria Mall. Și atunci e un fel de conflict de interese.